Domnule profesor Ciobanu, felicitări pentru victorie, o victorie muncită, echipa arată bine, vă rog câteva comentarii pe tema acestei partide. Da, ne așteptam să avem un oarecare trac înaintea începerii campionatului. Prima repriză nu am fost mulțumit, tocmai asta le-am trăit și jucătorilor la pauză, acea moliciune din partea tuturor, lipsă de reacție, da? Ceea ce în repriza a doua consider că băieții au înțeles și au fost mult mai pregătiți pentru joc, mult mai agresivi, drept dovadă că am avut 3-4 ocazii de gol, ocazii, da? Am finalizat și au fost scoase mingi după linia porții sau în extremis, am avut 5-6 cornere, ceea ce spune foarte mult despre jocul nostru ofensiv. Mă bucur că am câștigat și la diferență de două goluri, nu am câștigat la limită, asta arată din nou că a doua repriză am tratat-o altfel. Avem mult de lucru, sunt multe lucruri de pus în jocul echipei, dar per total suntem mulțumiți că am început cu dreptul acest campionat. Mai departe avem și neșansa, pentru că de două jocuri, atât în meciul de cupă cât și în meciul de campionat, am fost nevoiți să facem niște schimbări forțați, da? Atât la cupă, de minutul 1 am jucat în inferioritate numerică, aici iarăși accidentarea lui Nica în primele 15 minute iarăși ne-a făcut să avem, să zic, nevoie de niște schimbări forțate, nu schimbări gândite pentru meciul care l-am avut. Vine meciul cu Clinceni, îl tratăm la fel, vom trata la victorie, consider că echipa își va câștiga și acest meci și își va câștiga și de această dată punctele pe teren propriu. Vă mulțumesc și mult succes în continuare. Mulțumim!